Această linie automatizată poate să facă 4.000 de determinări pe oră la capacitate maximă. Analize de imunologie pe cele două analizoare, 300 de tipuri de analize, iar pe analizoarele de biochimie, 200 până la 300 de tipuri de analize. Este unica linie din România, iar congelatorul pe care îl vedeți, unde se stochează până la 10.000 de probe, este al patrulea din Europa. Mai sunt încă trei în afara țării noastre, unul în Franța, unul în Germania și unul în Anglia. Pentru punerea și finalizarea acestui spațiu l-am primit de la domnul conferențiar universitar dr. Florin Bârsășteanu. Cu sprijinul lui și inițiativa a fost a domnului profesor Victor Dumitrașcu pentru această linie. S-a zbătut foarte mult. Achiziția s-a făcut cu fonduri ale Ministerului Sănătății, iar domnul profesor Bârsășteanu ne-a ajutat cu spațiu, cu decizia de începere a lucrărilor și cu finalizarea lor. În ultima perioadă, acum, de când a venit dumnealui la conducere, lucrurile s-au îmbunătățit și s-a putut tăia, ca să spunem așa, panglica acestui compartiment. Fără sprijinul dumnealui, poate mai dura încă jumate de an, un an de zile, dacă lucrurile trenau așa, în modul acesta. Ce capacitate de analize poate să facă această linie automatizată? Această linie poate să facă la un aflux maxim de probe, deci la capacitate maximă, 4.000 de teste pe oră. Ne puteți spune cum funcționează această linie automatizată? Cum să nu? Vacutainerele care vin, vacutainerele cu sânge, sunt introduse aici, ele au etichete de cod bar, sunt etichetate, sunt recunoscute. Acesta este compartimentul de centrifugare, modulul de centrifugare, le centrifugează. Sunt introduse din nou pe linie până ajung la acest modul, care este al analizorului Immulite 2000 pentru imunologie. Este brațul analizorului care le setează, le pune pe aparat. Aparatul își ia dacă sunt necesare analize de imunologie să fie prelucrate. După aceea, eprubeta, respectiv vacutainerul, fără capac, merge mai departe. Deci, efectiv, spuneți dumneavoastră că totul merge automatizat. Totul merge automatizat. Și steril, în mediu steril, clar. Perfect. Dacă observați, acesta este cursul, vine încoace și linia merge la cealaltă analizoare. Dacă sunt anumite determinări de imunologie care nu sunt făcute pe analizorul Immulite, se fac pe acest analizor, Advia Centauri X, pe determinări de imunologie care nu sunt făcute pe analizorul Immulite, pe care vi l-am arătat mai înainte, se fac pe analizorul Advia Centauri X. După aceea, eprubeta din nou trece e preluată pe bandă și ajunge la cele trei analizoare de biochimie. Și în funcție de reactivii pe care sunt puși pe fiecare analizor și de analizele, bineînțeles, care se cer, ele sunt executate pe aceste analizoare. Ulterior, după ce sunt făcute aceste determinări, vacutainerele se ascupă cu o folie de aluminiu și sunt preluate și depozitate în acest frigider despre care v-am vorbit, care are o capacitate de depozitare de până la 10.000 de tuburi.